ziua și bine ați venit. Eu zic să începem pentru că am întârziat puțin. Începem conferința, prima conferință de presă pentru Festivalul MCF 2014, în prezența domnului primar Teodor Neamțu, primarul municipiului Mediaș. Permit să mă prezint singură, sunt Victoria Gociaș, directorul festivalului. Alături de noi se află domnul Vladimir Șargu, care este director executiv al ADI Regiunea Târnavelor și care ne va vorbi astăzi. De asemenea, lângă noi există PR doamna Codruța Crețulescu și coordonator al festivalului Alina Mușat. De asemenea, o avem și pe Raluca Herciu din partea primăriei, voluntar pentru festivalul nostru, care ne va ajuta pe perioada festivalului și ne ajută de mult. Din păcate, domnul președinte al festivalului, Radu Gabrea, nu este prezent astăzi din motive obiective. El ar fi vrut să fie alături de noi, este lângă noi și ne susține. Festivalul, după cum bine știți, că bănuiesc că ați mai fost alături de noi și în celelalte ediții, a început în 2011 la inițiativa președintelui festivalului, a domnului Radu Gabrea, în colaborare cu domnul primar Teodor Neamțu. Au pus bazele acestui eveniment cultural care, iată, se află la a patra ediție și noi suntem foarte fericiți că am reușit să ajungem până aici. Pentru că vrem ca un festival de film să se petreacă în mijlocul Transilvaniei, la media, și este bine și pentru oraș, este bine și pentru noi, este de o ținută culturală deosebită acest festival din toate punctele de vedere. Deci festivalul, așa cum știți, bănuiesc, este consacrat cinematografiilor țărilor învecinate României, în așa zisul perimetru al Europei Centrale, prin care facem cunoscute cinematografii atât din punct de vedere istoric cât și în prezent. Introducând noul film românesc într-un context special atât tematic cât și de vecinătate al unor cinematografii de mare tradiție, producătoare de creatori de film de incontestabil prestigiu ca Miloș Forman, Irgi Menzel, Jaromil Jireș, Andrei Vaida, Ișvan Șabo, etc. Bineînțeles, Lucian Pintilie, Radu Gabrea, Alexandru Tatos, care vor fi prezentați și în această ediție a festivalului. În acest an, țara invitată, cum am avut în anii trecuți, am avut Israelul în primul an, am avut Germania anul trecut și am avut Statele Unite în a doua ediție cu producțiile hollywoodiene legate și de creatori români. Anul acesta este invitată Spania și în 2014, în selecție, țările sunt, așa cum au fost și în anii trecut, Cehia, Austria, Slovacia, Ungaria, Slovenia, România și Polonia. Iar filmele prezentate sunt filmele care au obținut în ultimul an premiile naționale. Alături de alte creații cinematografice pe care ni le-au prezentat institutele culturale care ne-au transmis aceste materiale și cărora le mulțumim pentru acest gest. Deoarece în acest an se împlinesc 25 de ani de la căderea comunismului, tematica acestei ediții va fi 25 de ani de la căderea comunismului. Prin urmare, filmele prezentate în afara competiției reprezintă operele cinematografice subversive ca mesaj ale unor regizori mari din țările participante în perioada respectivă. Vom avea cele mai importante filme ale lui Miloș Forman, Andrei Vaida, Miklos Iancșo, Lucian Pintilie, Radu Gabrea și Alexandru Tatos, așa cum v-am spus mai înainte, precum și filme valoroase ale altor regizori, așa cum s-a stabilit în programul MCF 7+1, cifra 1 care reprezintă țara invitată, este Spania. Despre Spania veți avea foarte multe informații în caietul de presă, iar după ce veți, filmele din Spania sunt într-o prezentare specială pentru că
unde am eu prezentarea filmelor din Spania, așa, așa. Vor fi prezentate filme ale unui regizor, producător și politician, Pere Portabella, considerat o figură esențială în istoria politică și culturală a Spaniei. Prezentarea selecției președintelui este următoarea. Deci președintele festivalului a făcut o selecție de filme în secțiunea respectivă, o poveste de dragoste Lindenfeld a lui Radu Gabrea, Nu sunt faimos, dar sunt armân a lui Toma Enache, primul film realizat în limba armână, o comedie care este realizată în independent și un alt film prezentat este Ultimul zburător al lui Ovidiu Georgescu, primul film fantastic românesc independent. Deci aceste ultime două filme sunt realizate în regim independent, fără sprijinul Centrului Național al Cinematografiei. Deci ăsta a fost motivul pe care vrem să vi-l prezentăm. Ne bazăm pe dumneavoastră pentru a avea o audiență la acest festival, adică sperăm să ne ajutați să aducem cât mai multă lume la festival, atât în sălile de proiecție la Mediensis și la Traube, cât și, bineînțeles, în piață și la sinagogă, unde programul special de filme Yiddish va continua și anul acesta. S-ar putea să continue chiar în prezența domnului ambasador al Israelului, care și-a anunțat dorința de a veni la festival. Membrii juriului în anul acesta sunt James Ulmer, redactor la New York Times, în prezent editor și cronicar pentru revista online Cinema Without Borders cu sediul la Hollywood, Bernard Desinger, care din 2009 este director al Muzeului Filmului din Düsseldorf și este implicat activ în programarea seriilor de filme, a festivalurilor și a altor evenimente cinematografice în Düsseldorf. Domenico Giuseppe Mongeli, Mimo, regizor și scenarist italian, conduce Festivalul Internațional de Film Levante, Festival Internațional de Cinema Independent din orașul Bari. Criticul de film Călin Stănculescu, ce din 2006 până în prezent realizează cronica de film la revistele Luceafărul de dimineață, Viața românească și Bucureștiul literar și artistic, și Anca Mitran, directorul Arhivei Naționale de Film Cinemateca Română din anul 1999 și profesor universitar doctor la Catedra de Imagine și Film și Televiziune din cadrul Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică Ilie Caragiale. Un alt eveniment important, spun eu, vor fi cele două simpozioane din acest an, care sperăm să aibă loc la noul centru de urbanism și incubator IMM al municipiului, de pe Nicolae Iorga numărul 2, iar simpozioanele vor fi speciale, vor fi legate de tema acestui festival, filmul de propagandă versus filmul de artă sub regimul totalitar comunist în România și Europa de Est, susținut de domnul Cristian Tudor Popescu, și regimul totalitar comunist din Europa de Est în oglindă cu regimul franchist și tranziția la democrație din Spania. Deci va fi un simpozion susținut de domnul Emil Furezeanu, scriitor și publicist, ce a lucrat ca jurnalist în secția română a Radio Europa Liberă. După cum știți, s-a remarcat ca realizator de televiziune și comentator pe subiecte politice după ce s-a întors în România. Precum și de domnul Sorin Adrian Liman, singurul român care a făcut un interviu cu Osama Bin Laden, ce trăiește la Madrid, deci este jurnalist spaniol și are la activ o carieră importantă în cele mai importante ziare din Spania. Este, de fapt, pot să vă spun, părintele sintagmei tranziție politică, care a fost lansat după căderea lui Franco, când el trăia încă în Spania. Deci este jurnalist spaniol și este invitatul nostru de onoare. Simpozionul va fi moderat de domnul Horia Barna, profesor, traducător, editor și intelectual de referință, director ICR Madrid până în 2011. Aveți în mapă și prezentarea filmelor subversive ca mesaj din perioada totalitară, precum și prezentarea filmelor de după căderea comunismului.
sigur că trebuie să mulțumim tuturor partenerilor noștri, în afară de Ecran Cinema, organizatorul festivalului și împreună cu primăria municipiului Mediaș prin Direcția pentru Cultură, Asociația Regiunea Târnavelor, Institutul Cultural Român, Ministerul Culturii și Centrul Național al Cinematografiei. Mulțumim partenerilor principali, Luxten, Romgaz, Kronberg and Schubert, suporterilor Bachmann și Federația Comunităților Evreiești din România. Bineînțeles că mulțumim încă o dată institutelor culturale, care toate au fost alături de noi din țările vecine. Și, bineînțeles, Institutului Cervantes de la București, care ne-a ajutat cu toate filmele spaniole și cu prezența jurnalistului spaniol aici. Sperăm ca prezența să fie cât mai mare la acest festival din punct de vedere al publicului. Temele sunt foarte importante și filmele sunt filme foarte bune. Din partea României, sigur că va fi filmul Poziția Copilului, care este premiul nostru național și care a luat și Ursul de Aur. Veți avea toate prezentările sunt în mapă a tuturor filmelor și, de asemenea, mai avem un material filmat, deci avem un DVD care durează 28 de minute, pe care îl vom prezenta la sfârșit și, dacă doriți, după aceea vom răspunde tuturor întrebărilor dumneavoastră. Îi dau cuvântul domnului primar. Mulțumesc, eu nu o să fiu atât de, cu atât de multe detalii ca doamna Victoria. Vreau să spun că avem satisfacția de a realiza și anul acesta festivalul de film și sigur că și anii viitori ne vom implica. Cum spunea prietenul meu, Radu Gabrea, a cincea ediție e cea mai grea. Da. Noi ne aflăm... Continuitatea e cea mai grea. De fapt, la asta s-a referit. Ceea ce vreau să spun este că sunt extrem de mulțumit că suntem în creștere de la an la an. Mi-aduc aminte și cu drag și asta de prima ediție, da. Cât de greu ne-a fost, eram chiar la început, nu știam cu ce să mănânc, dar am trecut cu brio. A doua ediție a fost și mai grea, pentru că am fost strâmtorați și pe fondul crizei și a trebuit să o facem, să o reducem la numai 4 zile, dacă mi-aduc eu bine aminte. Sigur, fiecare ediție a avut particularitățile ei. Sigur. Sperăm ca ediția din acest an și deja se vede și din selecție și din filme și din participanți că există o anume creștere. Lumea a început să afle și nu numai lumea din România, ci vorbesc de Europa Centrală. Da. Deci a început să afle și deja sunt tot mai mulți amatori să vină la acest festival. Ca medie de spectatori, de la an la an am fost în creștere și acesta este un lucru bun care pe mine mă mulțumește, pentru că din ce în ce mai multă lume din afara Mediașului vorbește despre Mediaș. De fapt, acesta este scopul nostru, ca Mediașul să devină un reper pe harta României din toate punctele de vedere și din punct de vedere cultural. Festivalul este un reper deja și este benefic din acest punct de vedere. Evident că ne vom strădui să asigurăm continuitatea festivalului. Avem deja o serie de societăți care ne sprijină și care sunt lângă noi tot timpul, cărora doresc să le mulțumesc. Avem partenerii media cărora doresc pe această cale să le mulțumesc pentru prezență și pentru sprijin și sigur și celelalte societăți care ne sprijină. Vedeți că de la an la an personalitățile care participă la festival sunt tot mai multe și cu nume grele, observați, l-am avut pe Marcel Iureș, acum nu mai știu, anul ăsta avem pe Cristian Tudor Popescu, da, și pe Rezeanu, am uitat să spun de prezența domnului Mircea Albulescu, domnul care Mircea va fi prezent pe toată perioada festivalului.
Dorel Vișan, deja. Și oamenii aceștia, eu am observat, pentru că îi mai urmărim, asta, tot timpul nu uită, sigur, când vorbesc despre evenimente culturale, nu uită să amintească despre Mediaș cu festivalul lui de film. Sunt convins că va fi un succes, abia aștept prima proiecție. Ultima nu, pentru că mi-aș dori să fie cât mai, mai lung, dar din păcate asta este. Sunt 5 zile. Sigur că în următoarele zile, așa cum ne-a obișnuit Radu Gabrea, va veni, va fi prezent și va puncta și la partenerii media o serie de aspecte din cadrul festivalului și sigur și în cadrul festivalului și ce să ne dorim succes. Succes. Și anul acesta. Da. Așteptăm cât mai multă lume, bineînțeles. Da, ce voiam să spun, să nu uităm totuși Consiliul Local Mediaș, care este unul din suporterii de bază ai festivalului, pentru că eu ca primar, fără sprijinul Consiliului Local, nu puteam să fac absolut nimic. Da, și mulțumim foarte mult noi ca organizatori ai festivalului, colaborarea cu primăria și cu toată lumea aici, cu Direcția pentru Cultură și cu domnul primar și consilierii, sigur, este o colaborare foarte bună și ne dorim să avem o continuitate în acest festival. Domnul primar, îi dăm cuvântul domnului Șargu. Domnul Vladimir Șargu de la Asociația Regiunea Târnavelor, care ne ajută foarte mult la acest festival. Bună ziua! În mod tradițional, la Regiunea Târnavelor va oferi și în acest an mecer caracterul de eveniment cu relevanță microregională, astfel încât vor fi organizate 2-3 proiecții și în cadrul OATL membre a Regiunea Târnavelor. Și vor fi organizate și 2 sau 3 excursii, vom vedea, în arealul delimitat de asociație, în vederea promovării patrimoniului turistic existent. Între acestea se vor vizita conacul de la Mălâncrav, Podgoria de la Șidvei, castelul de la Cetatea de Baltă și vom încerca să organizăm și un picnic în aer liber, după modelul celui organizat anul trecut la Moșna. Cei care au fost, poate vă amintiți. O altă activitate în care se va implica la ediția din acest an Regiunea Târnavelor este legată de găzduirea celor 2 simpozioane la sediul noului Centru de Urbanism și Incubator IMM. După cum știți, în cadrul activităților organizate aici, sunt în general incluse pe lângă cursuri, ca cele de antreprenoriat pe care tocmai le-am încheiat, și expoziții și workshop-uri pe de o parte, care pe de o parte își doresc să prezinte diferențele între ceea ce însemna mediul economic între 89 și în prezent, dar și o posibilitate de facilitare a dialogului între diversele părți interesante. Astfel încât noi cel puțin așteptăm cu interes ediția din acest an a festivalului. Da. Sigur. Noi vrem să vă prezentăm materialul filmat și după aceea să stăm de vorbă, așteptăm întrebări din partea dumneavoastră. Este o ediție foarte specială, după mine, această prezentare istorică a totalitarismului și în 2 versiuni, versiunea este europeană și versiunea franco-spaniolă, în oglindă, ca să ne reamintească de ceea ce înseamnă totalitarism și să fim conștienți de lucrul ăsta. Sperăm să participați și la discuții. Vă oferim acum materialul filmat și după aceea stăm de vorbă.